Adică audience price. Neapărat. Crezi că are legătură numele tău cu faptul că ești un bun administrator? Băi, providența asta, nu, normal că are legătură. Nu am făcut nimic ca să merit asta. Ce preferi, burger sau pizza? Depinde de zi. Pizza. O scară de la 1 la 10, cât de dore ți este de America? Greu de răspuns. A, poate un 4. Mic dejun sau cină? Cină, că nu-mi place să mă trezesc dimineața. Oraș sau la țară? La țară. Da? De ce? Da. Liniște, deconectare, de aglomerație. Mm-hmm. Ai putea să ne prezinți outfit-ul tău? Outfit-ul meu, da. M-am îmbrăcat Levi și Darina. Ei mi-au ales hainele, că eu nu știu să mă îmbrac. Înseamnă foarte multe, dar cred că cel mai bine aș putea să descriu ca fiind o comunitate de oameni pasionați de Dumnezeu, o comunitate care a înțeles creativitatea pe care Dumnezeu ne-o inspiră și clar el e inspirația noastră prin Duhul lui. Creativitate din punct de vedere artistic, dar și ceva foarte proaspăt și frumos pentru slava lui Dumnezeu. Reprezintă, cred că, ceva foarte proaspăt pentru generația tânără. Înseamnă foarte mult pentru mine. Noi am încercat să creăm o comunitate cu artiștii din România, să unim un pic bisericile, artiștii, să rupem un pic chestia asta de divizii și e efectiv o comunitate de artiști care își ridică vocea pentru un cântec al națiunii și cântec al bisericilor în care suntem, da. Sufletul creativilor din România, din zona asta creștină, nu știu. E și o familie, așa, indiferent de locul unde ești plantat. E o familie unde zi din biserică cu bă mare. Pentru mine Creation House e un proiect foarte fain. Îmi place foarte tare faptul că sunt aici oameni creativi care fac chestii pentru Domnul, pentru împărăția Lui și praise the Lord. Pentru a influența oamenii în a-L cunoaște. E o comunitate de oameni super creativi și pasionați de Dumnezeu care s-au pus așa împreună din diferite orașe, din diferite biserici și vor să creeze muzică creștină și muzică de închinare. Cum îți bei cafeaua de obicei? E bună întrebare. Dar cafeaua, păi, îmi place să-mi fac cafea la filtru. Deci beau un V60 dimineață, mi-l fac singur sau îl beau undeva. Cât timp ți-a luat să găsești outfit-ul potrivit pentru ziua de azi? Cred că vreau 2-3 săptămâni, cam așa. Da? Ai emoții înainte să cânti live? Depinde de eveniment, dar cred că sunt mai mult niște emoții constructive care mă ajută să mă pregătesc. Cum ai început să cânti la chitară? Prima oară am început de când eram mic să cânt la tobe. Între timp m-am lăsat că m-am plictisit și la urmă, după 2 ani, am descoperit chitara prin tot felul de trupe, practic ascultând muzică. Ce alte pasiuni mai ai în afară de muzică? Graphic design, asta fac full time. Ce-ți place să faci în timpul liber? Să mă uit la filme clasice, să mă plimb cu bicicleta sau să stau în natură. Trebuie să fie dragostea din tâi. Pieța Tu domnești, pentru că a pornit dintr-un spontan al lui Sergiu Drăgoi. Tu domnești, pe fata mea. Dragostea din tâi. Mi se pare o piesă atât de intimă. Îți dau toată viața. Tu domnești. Îți dau toată viața mea. Îți dau toată viața. Tu domnești, cea mai congregațional declarativă faină. Păi, întotdeauna am avut așa în minte chestia asta de a avea un hub cândva, chiar o clădire fizică, unde să avem mai multe camere pentru creație și într-o zi mă tot jucam așa cu cuvinte și la început am vrut să o numesc cumva românește și mi-a venit în minte Casa de Creație. Suna fain, numai că parcă era prea, nu știu, cumva lame. Nu, dar nu, parcă nu pușca la fix, știi? Și
Știam că are de face cu creation, cu a crea. Da. Și m-am gândit cum ar suna Creation House. Să sune și... Când l-am... Sună foarte fain. Când am prezentat asta la ceilalți, au zis, bă, chiar pușcă, e fain. Da, deci avem niște tobe Ludwig din anii 70, dimensiuni de 22, 13 și 16. Pentru setup-ul ăsta o să folosim niște fețe clear și jos coated pentru un sound mai diferit, mai pufos. Snare-ul din anii tot 70, Ludwig Acrolite, cinele Heartbeat, Jazz Series 22-24, fusuri Istanbul. Și cam atâta. Microfoane Audix, Shure. Ok, ok, mersi. Plăcere. Ce vreau cu chitară? E un Squier. Dacă vreți o chitară mai ieftină, asta poate fi soluția. Și mai cânt pe Veritas. Pedale de volum, compresie, vibrato, octaver, două pedale de overdrive. Am un delay analog, un delay digital, reverb-ul și acest și un DI de la Disson. Mersi, Cristi! Deci, PowerJet Firebird, pe Veritas Bucata. O piesă, un ton mai clean. Ernie Ball Volume Pedal, Chromatic Tuner de la Boss, Deep Six de la Walrus, Julia Walrus, asta e compresie, două driver de la GHS, un boost și doar delay și reverb clasicele Strymoner. Mă unge pe toate părțile. Între noi fiind vorba, cât te plătesc ăștia să vezi?